Se mai întâmplă. Bună ziua, la 4 am alimentat, nu, plătesc cu card, dar nu am dat pe mese. Nu, nu te contez, mulțumesc. Mulțumesc și eu. La revedere. Servus de undeva din munții Apuseni. Eu sunt Rareș Ion, fotograf full-time, fotograf de nuntă din Transilvania, din Cluj-Napoca chiar, și mă bucur că ne revedem din nou, mai ales că astăzi n-am făcut nu știu ce efort să ajung aici într-un loc din ăsta care nu pare să fie uitat de Dumnezeu, dar mă bucură de fiecare dată când ajung și sunt sigur că și voi deja vă simțiți bine aici cu mine, sus pe munte. Sunt în jur de 11 grade, cred că m-am îmbrăcat destul de ok, adică am două leere și astăzi vreau să vă vorbesc despre rucsacul cu care merg pe munte, pentru că da, și un fotograf de nuntă merge pe munte să se relaxeze, să facă fotografii care să îi schimbe puțin perspectiva, poate să schimbe încadrările, poate chiar să se reinventeze și poate și tu te gândești la așa ceva chiar acum, dacă nu practici deja mersul ăsta pe munte. E foarte fain. Mi este ciudă că undeva departe se aud niște mașini, dar le ignor. Astăzi, rucsacul pe care deja vi l-am prezentat, dar nu v-am arătat câte lucruri în cap în el și credeți-mă că mai este loc în rucsac pentru că nu am mai știut ce să pun din echipamentul meu, dar o să apreciați voi dacă este mult sau puțin și cât de bine se pretează acest rucsac și la ceea ce faceți voi. Pentru că deja am vorbit despre cum arată și cam ce dimensiune are acest rucsac în filmulețul acesta, astăzi vă arăt cam cum l-am încărcat. Nu știu dacă și voi sunteți fani ai pescuitului, însă eu mi-am luat și bățul de pescuit la muscă artificială. Este un băț care are 65 de grame, a fost făcut la comandă de prietenul meu, George. Tot în buzunarul lateral am un bidon foarte mișto care are 1 litru de apă, util pentru a prepara mâncare sau cafea sau ceai. Tot în acest buzunar am și un light stick, dacă te pierzi prin pădure sau dacă vrei să atragi atenția asupra ta. În partea de jos se află un sac de dormit, foarte ușor de montat și nu-l simți, nu te deranjează la spate atunci când porți rucsacul. În partea din față am un trepied mic de călătorie de la Manfrotto și am acest mincioc de pescuit pe care îl folosesc atunci când, așa cum
spuneam, scot bățul, leg o muscă artificială și pescuesc la lipan sau păstră. În buzunarul din față am o lanternă frontală, excelentă în foarte multe situații. Am un briciag care este și fosforescent, are câteva puncte care se încarcă de la lumină și dacă îl scapi seara pe jos, îl vei găsi foarte, foarte ușor. Am un set de măști, că încă ne mai trebuie, și o baterie cu care pot să-mi încarc ceasul de pe mână, telefonul, pentru că eu folosesc telefon Apple și prin acest port USB cam orice device pe care îl avem și necesită încărcare. Această parte agățată cu un sistem MOL, am o carabinieră de care am agățat la rândul ei un fierăstrău foarte, foarte bun. Poate vrei să faci foc sau poate ai nevoie de un stativ natural. Dacă vrei să-l cioplești și nu ai un cuțit, cam așa funcționează. Am mișcat foarte repede, foarte, foarte util așa ceva dacă sunteți pasionați de munte. Un pachet de șervețele de firmă, se vede așa. Șervețele umede, pot fi folosite pentru ștergerea aparaturii sau ca și hârtie igienică. Un alt termos în care de obicei am apă rece vara sau ceva cald de gen ceai iarna. Foarte, foarte util. Compartimentul care îmi place foarte mult la rucsacul Gizzo 45 de litri este roll topul, adică locul în care noi fotografii ne putem ține foarte multe, o căruță de obiecte personale. O haină, o geacă cu puf sau de puf, cum vrei să spuneți. Am un șemag, este acea basma pe care o folosesc luptătorii sau, mă rog, soldații și poate fi folosită pentru a te proteja de căldură, de insecte, poți să filtrezi apa dintr-un pârâu cu ea. Într-un sac impermeabil se regăsesc următoarele: cafea măcinată, ceai, jet boil, adică fierbătorul pe care cred că vi l-am arătat și în acest filmuleț. În jet boil, care este un fierbător foarte, foarte rapid, o butelie de gaz pentru toate sezoanele, foarte mică și îmi place că încape în interior. În șervețelul acesta o pun să nu se bălângăne. Este arzătorul propriu-zis și aici, nu știu dacă se văd, portocalii, sunt niște picorușe care sunt ca și un fel de trepied atunci când pe un asemenea teren accidentat vrei să pui butelia să nu se răstoarne. Am terminat cu compartimentul de sus, cu roll topul și acum să trecem la compartimentul principal, unde se ascunde, nu-i așa, echipamentul fotografului. Repet, este ideal pentru orice fel de rucsac foto să se desfacă prin spate pentru a proteja această parte care de obicei stă pe spatele nostru și a nu ne murdări. Eu apreciez foarte mult asta la un rucsac, în care de obicei se poate pune un laptop de 15 inci. Eu pe munte n-am considerat necesar să aduc un laptop să încarc rucsacul și mai tare. Și această plasă de protecție peste cubul principal unde se află echipamentul, foarte utilă. De multe ori mi s-a întâmplat să scap telefonul sau altceva și să lovesc echipamentul, dar acum este o protecție suplimentară. Am o cutie de la Pelican în care păstrez microfoanele Rode Wireless Go cu care filmez în momentul de față. Tot în acest rucsac se află și aparatul meu Sony A7 III cu obiectivul de 35 mm Sony Zeiss 1.4 cu care filmez la 4.5 în acest moment în această lumină de munte. Aparatul stă pe un trepied Manfrotto 190 Go. Găsiți link-uri la tot ceea ce vă spun eu mai jos. Mai am aici o husă de ploaie care acoperă pe aparat atunci când plouă foarte tare, inclusiv un obiectiv 70-200, obiectiv care este folosit atât în fotografia de eveniment, de orice fel de eveniment, cât și în fotografia de peisaj. Ochelari pentru șofat și de soare, o altă cutie de la Pelican, pe care de obicei o port pe exteriorul rucsacului, dar în acest rucsac mare a încăput, în fratele lui o port pe exterior, fratele mai mic. O port pe exterior, unde acum am o lanternă foarte puternică, bateria de rezervă și încărcătorul ei, husa în care este pernuța autogonflabilă pe care stau chiar acum, am un filtru ND pentru filmare în lumină puternică la diafragmă foarte deschisă și un filtru de polarizare pentru obiectivul cu care tocmai filmez, o pompiță de curățare a aparaturii, foarte, foarte utilă, o cordelină care te poate ajuta, de exemplu, să legi o greutate de coloana centrală a trepiedului sau dacă se stică fermoarul vreunui rucsac pe munte, poți să ajuți pe cineva să lege rucsacul, să ajungă cu el la cabană sau la mașină. Două batoane cu proteine și tot de la Pelican, cutia cu carduri pe care v-am mai prezentat-o și în acest filmuleț. Cutie în care am carduri SD pe care le folosesc atunci când fotografiez sau filmez, plus cardurile pentru camera de acțiune și adaptoarele lor. Cutie de la Pelican. Un body Sony A7 III de rezervă, de backup, un kit cu lucruri diverse care ajută la bunul mers al aparaturii, un multitool, soluție de curățare senzor, spatule de curățare senzor full frame, o cârpă, o lavetă, un imbus,
o bandă izolatoare și alte lucruri foarte, foarte utile, un mini kit medical în care am medicamente care se pot da fără prescripție medicală, de genul medicamentelor contra alergiilor sau durerilor de cap și așa mai departe, o pensetă pentru căpușe, niște fașă și lucruri pe care am învățat să le folosesc pentru că am fost la micii sanitari până în clasa 8-a. O plasă pentru țânțari, utilă de tras pe cap atunci când fotografiez într-o zonă cum ar fi Delta Dunării, mi-ar plăcea să ajung acolo, și un prosop de călătorie din microfibră, excepțional pentru a curăța echipamentul cu el. În partea cealaltă a rucsacului, o altă cutie de la Pelican, în care îmi încap absolut toți acumulatorii pe care i-am, adică 8 acumulatori pentru camerele foto. De data aceasta am 4 acumulatori pentru că îmi sunt suficienți, 3 baterii pentru camera de acțiune pe care o folosesc și care este undeva pe acolo, altă lanternă pe care o folosesc în anumite situații la ședințele foto, toate într-o cutie extrem, extrem de rezistentă la intemperii. Tot aici, într-un săculeț impermeabil, am, pentru că v-am arătat bățul meu de pescuit, și celelalte echipamente. Un echipament minimalist, am o mulinetă, este o mulinetă excepțională, arată bine și este foarte, foarte robustă, de la Sage, o spun pentru cunoscători, un lider de rezervă, cutia mea cu musculițe artificiale, este tixită pentru că, din păcate, de 2 ani n-am mai avut timp să merg la pescuit. O soluție pentru uscarea muștelor și echipamentul pescarului la muscă artificială, adică o pensetă cu care poți să scoți hârligul din gura peștelui fără a-l răni, o unghieră cu care îți ajustezi lungimea nylonului și nylon de rezervă. Astăzi nu cred că merg la pescuit, însă scopul meu este să vă arăt cât de încăpător este acest rucsac. Aici este, v-am arătat acea lanternă din cutia Pelican, este sistemul cu care se folosește ca și frontală, eu mai am o frontală aici. Un obiectiv ultra-wide este Samyang de 14 mm și obiectivul Sigma 24 mm art la f1.4 cu filtru de polarizare montat. Observ că ar trebui puțin curățat. Cam acesta este rucsacul Ghizo 45 de litri, umplut aproape la maxim și echipamentul pe care eu îl folosesc. Pe aici, pe acolo, mai este loc liber suficient. Vreau să vă readuc aminte că acest rucsac este modular, se poate scoate cubul de echipament și poate fi folosit ca și rucsac de munte sau din celălalt rucsac, mai mic, fratele mai mic, se poate introduce cubul mai mic și atunci există loc mult mai mult pentru lucruri personale, ceea ce urmează să testez în viitorul apropiat. Mulțumim fain că ați fost alături de mine și de această dată aici în Munții Apuseni, iar dacă considerați să vă abonați la canalul meu, voi simți că munca mea este apreciată și efortul răsplătit. Ne vedem pe data viitoare, vă îmbrățișez de aici din Apuseni. No. Mergem ficior. Uite, cine m-a ajutat pe mine astăzi? Mulțumim fain. De cine? Un copil are tata, ce să zic? Deci am înțeles, nu? Ha? Nu, mulțumim! Mulțumim! Mulțumim!